Bună dimineața, Cătălin și Dragoș, voi ați deschis bine ochii? Bună dimineața, și Gabi. Foarte bine, foarte bine. Citisem un pic mai devreme componența trupei voastre, face parte și un Dragoș de pe acolo, da? Da. 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 Dar întrebarea mea este unde l-ați lăsat pe Fabian? Fabian are o problemă dimineața, el trebuie să meargă la școală, e profesor la o școală specială cu, pentru copii cu nevoi speciale, deci... Am înțeles. Deci face și altceva în afară de muzică? Da, e activ acum. Așa ca și voi? Exact. Și voi aveți alte... ocupații? Și Dragoș și e tot la școală. Blue Nipple Boy, da, doi dintre componenții Blue Nipple Boy sunt invitații noștri în Bună Dimineața București astăzi până la 10 aici pe 98.3 FM și online pe bucureștifm.ro. Ce muzică spuneți voi că interpretați așa la instrumente și vocal? Eu am auzit un alternativ combinat cu reggae, cu rock, cu... Exact, e o nebunie ce e acolo. Da, ne place mixtura asta de mai multe stiluri și credem noi că alternativ reggae și rock ne reprezintă cel mai mult și ne iese cel mai bine. Și cum ați denumit voi combinația asta dintre reggae, alternativ și rock? Nu știu, muzică faină. Suntem în zona alternativă. Da. Blue Nipple Boy. Muzică adică faină de cântat live, știi, cam asta e. Am înțeles că atunci când ați stabilit prin 2010, când v-ați reunit voi să faceți trupa asta Blue Nipple Boy, v-ați dat zeci și sute de mail-uri și ați încercat să vă găsiți un nume. S-au mai vehiculat câteva nume interesante și după aia o să vă și întreb altceva legat de numele vostru actual, Blue Nipple Boy. Da, nu mai știu, mai erau câteva. Pretty Boys Army, parcă au trecut ceva timp de atunci, ne-e greu să ne amintim, dar oricum, ăsta ne s-a părut cel mai fain, am căutat ceva ciudat care să strânească așa, în primul rând, curiozitate. Și ne-a ieșit. Stilul a fost clar de la bun început, Gabi? Da, am mers pe ceva afro combinat cu elemente de rock și reggae. Am inclus, eu fiind la percuție, am venit cu mai multe instrumente din mai multe culturi, fie orientale, fie, nu știu, flamenco. Am experimentat până am ajuns la forma asta, mai mult. V-a luat vreo 5 ani. Cam așa. Forma asta e prezentă de vreo 2 ani la noi, așa că... Cum de l-ați venit cu instrumentele în dimineața asta să facem și noi gălăgie aici? Păi avem piesele, ce gălăgie să avem facem? Pozitivele, nu? Da, pozitivele, exact. Și cele mai în forță, alea sunt de... Cât sunteți în trupă? Câți membri are trupa asta Blue Nipple Boy? În momentul de față suntem 7, o mică orchestră, ne mai spun și unii pe unde mai mergem să cântăm la festivaluri. Mai e loc? Dacă dovedești, da. Da, e toamnă, mă gândeam să cânt și eu la frunzele din parc. Perfect. Se poate? Se potrivești cu ce facem noi, da. Mă potrivesc? Așa. Da, să știi că socoteala de acasă nu se potrivește tamal bine cu aia din târg. Știi, la noi regula e să ai energie. Dacă ai energie, ai toate șansele să fii membru în Blue Nipple Boy. Ai văzut că eu mai devreme cântam 3 sud-est, exact. Zvete, exact. Și Molly, exact. Adică... Și ți-am și zis că suntem foarte surprinși de tonul sudău la ora asta. Cum v-ați fi numit dacă n-a fost să fie, nu era să fie Blue Nipple Boy până la urmă? A mai fost ceva care a cântărit foarte mult în comparația asta? Mai nu știu, știi cum e la momentul când iei decizii, încerci să găsești shortlist-ul ăla cât mai potrivit și după aia te concentrezi pe 1-2. Nu știu ce ar fi fost altfel. A trecut ceva timp de atunci, da. Probabil oricum ar fi fost tot ceva mai excentric, mai exotic, mai... Da, în engleză în primul rând, mai... în engleză în primul rând și din mai multe cuvinte, știi? Cred că asta a fost o regulă. Blue sau nipple? Boy. Boy, exact. Păi de-aia nici nu am întrebat. Unde vă regăsiți cel mai mult în titlu? Nu știu, îl privim în ansamblu, nu e o chestie. Ți-am zis, titlul a avut în vedere latura asta comercială, a avut în vedere cam cum l-ar percepe oamenii și faptul că ne-am dorit foarte mult să stârnească curiozitate. Și am experimentat chestia asta în primul rând la festivaluri. Mergeam până afară la anumite festivaluri și lumea vedea pe afișe acolo Blue Nipple Boy. Oare cine sunt ăștia? Hai să mergem să-i vedem. Care a fost ultimul festival și unde la care ați mers voi cei de la Blue Nipple Boy? A fost vinerea trecută la Sibiu, Astra Film Festival, un festival de film cu tradiție foarte fain, unde am cântat în Piața Mică la un public extraordinar. Și unde mergeți acum? Următoarea cântare este la un festival foarte fain în Londra, care va avea loc în weekendul viitor. Începe vineri, se termină duminică, iar noi cântăm duminică într-o locație celebră, The Garage din London, unde au mai cântat o mulțime de alții, Oasis, Amy Winehouse. Și băcărați și instrumente și tot ce o parte e necesar? Ele, o parte din ele. O parte. Dar cum spuneam, mai aveți loc în trupă?
Sigur că da, uite, dar atât s-ar putea ca vineri să ai emisiune, deci. Da, oricum o să ajung pe acolo pe la sfârșitul lui noiembrie, deci n-o să fiu, n-o să vă invidiez. Perfect. Bine, mai spuneți-mi că într-o formulă atât de extinsă, eu sunt obișnuit să văd și o vedetă feminină a unei trupe. No, nu v-ați gândit niciodată? Am avut de-a lungul timpului și eu o fată în componență la bas. Și ce s-a întâmplat? Mai este... Nu s-a întâmplat nimic. Na, acum fiecare cu prioritățile lui. Nu v-a rezistat și a renunțat. Exact, da. Știi cum e, cu fetele au nevoi speciale. E mai greu în deplasări, na? E greu de lucrat cu voi? Nu. Suntem foarte maleabili și flexibili. Deja ne cunoaștem și... Ce să zic, nu mai sunt taine. Una dintre piesele care mi-a atras mie atenția, de fapt singura piesă care mi-a atras atenția atunci când am decis, deopotrivă cu a mea colegă Mihaela, să veniți în matinalul Bună Dimineața București, se numește Do The Reggae. Ăsta este, da, clar, un reggae rock alternativ. Exact, hai să-l denumim este așa. Este cea mai concretă combinație între reggae și rock. Și dacă doriți să cunoașteți întreaga trupă Blue Nipple Boy, găsiți fotografii pe site-ul nostru bucureștefm.ro, ba și clipul piesei pe care o ascultăm. Do The Reggae. Ce spuneați că s-a întâmplat pe acolo? S-au spart ceva? Nu s-a spart nimic. Acolo cu minte. Ați fost cu minți? Da. În ce clip ați spart? În cel nou pe care o să, despre care o să vorbim. O să ascultăm și piesa aia, vorbim imediat. Da. Și ce ați spart? Tembelizoare. Televizoare? Exact. Da, zi mai tare, că îmi face plăcere să aud treaba asta. Tembelizoare. Ați spart televizoare. Tembelizoare, le zic eu. Da, bine, este piesă cu mesaj, o să vorbim despre ea imediat după The Reggae. În clipul viitor să nu spargeți radiouri, că... Pentru radio avem alt respect, am să știi. Am un radio de colecție la care ascult pe lămpi, adică respect radio-ul. A, și încă nu... Nu l-ai băgat în niciun clip. Încă nu, da. Uite că ar trebui... Da, le dă Răzvan idei. 9:39, ascultăm Blue Nipple Boy, Do The Reggae și revenim imediat. Bună dimineața! One shot to the reggae, burn the ganja. I diggy 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 diggy, I'm one shot. Yes, connect and rearrange. Life set me up before I can be upset. I've got too many thoughts in my head to stay in bed. I've got a bunch of stuff somehow I need to forget. So just let me turn the page and give a reset. I'm on everybody. Somebody save the money, forget about the body. Everybody dream somebody to the reggae. Music is the killer. You can buy the feeling. Searching for the feeling. Just open up your heart. Music is the healing. You can buy the feeling. Searching for the feeling. To play it everywhere and shine it everywhere. Bună dimineața, București, pe 98,3 FM, ieși online pe bucureștefm.ro. Suntem împreună în continuare pe frecvența ta din capitală. E bine, 9:40 de minute, în continuare alături de noi Blue Nipple Boy. Ei au lansat piesa pe care tocmai am ascultat-o, un pic mai devreme, vina voastră că s-a oprit. E un semn bun. E un semn bun, nu? Înseamnă că influențăm lucrurile, da, transmitem ceva. Să tot mergi la radio, să atingi tata turi, să oprești emisiile, nu? Făcuție, așa am început. Așa faceți și atunci când... În studio, când imprimăm. Când cântați în studio? Da, se întâmplă tot felul de lucruri. Bune, spunem noi, da, nu. Rămâne pozitiv. Mai sunt și... Da, mă rog, să ai dublă și pe la case foarte mari. E bine, în Bună Dimineața București mai avem de petrecut împreună câteva minuțele. O să-i întreb pe cei de la Blue Nipple Boy unde merg să cânte pe aici prin capitală. Uite, dacă eu vreau să merg să vă văd, nu trebuie să mă sui în loco să merg la Londra, nu? Nu, poți să ne vezi și în București, în cluburi în special. Acum începe sezonul de cluburi, nu se mai țin cântări afară, așa că în cluburi vom sta. Deci deodată asta în cluburi, prin centru vechi, pe acolo, sau aveți locurile voastre prin București? Nu e zona noastră preferată, centru vechi, mergem în cluburile alternative. Aș putea să-i număr, nu știu dacă are rost, cei care toată lumea știe pe știu, unde. Da. Așa cum consacrații vechi Vamaiot s-au săturat de vamă și merg prin alte locuri și voi v-ați săturat de centru vechi? În centru vechi ce se întâmplă? Nu știu dacă am fost vreodată.
Acum, am avut un concert acolo, în august. Dar nu, nu e neapărat în zona noastră, e agitație, e tot timpul aglomerată, e populată cu un anumit fel de oameni, nu știu dacă ne identificăm perfect. N-avem nimic cu locul, e foarte bine că se întâmplă asta în București, dar nu e stilul nostru neapărat. Spune-mi despre piesa asta, te rog frumos, Cătălin, despre piesa asta pe care ai adus-o după ce am ascultat măcar jumătate din cealaltă, o să ascultăm la sfârșit. Spune-mi despre piesa nouă, despre câteva lucruri. Despre piesa nouă e... Deja are clip? Da, are clip, a fost lansat miercurea trecută, odată cu piesa. Suntem foarte mândri, e modul nostru de a spune că ceea ce vedem pe televizoare zilnic nu e chiar ok. E o piesă manifest cu un mesaj puternic în care noi atragem atenția asupra superficialității, în primul rând, din industria muzicală din România. O să vezi despre ce e vorba, da. Apropo de industria muzicală din România, voi ascultați ce se întâmplă? Adică ascultați muzica românească, muzica produsă în România? Indiferent că e cântată în engleză sau în română? Da, ascultăm, mai mult sau mai puțin tangențial, însă ne preocupă să fim la curent cu ce se întâmplă și să vedem cum evoluează lucrurile. Dacă ar fi să lăudați pe cineva, pe vreun producător sau pe vreun artist român, la cine vă gândiți? Nu știu, ar fi greu să nominalizăm din zona asta mai comercială. Vrei să facem un efort? Da, numai așa ca să lăudăm pe cineva, că în rest, știi, dacă e să fim cărucotași, putem deveni foarte ușor. Din zona comercială, mie personal, mă duce cu gândul acum la Vama. Îmi place Tudor Chirilă, atât în Vama veche, cât și în Vama actuală. Gabi. Să zic despre Chirilă, nu. Nu, atunci nu spune nimic. Eu ascult, mai aud așa, am colaborat în trecut cu, să zicem, cu o parte din cei care fac parte din industrie. Mai sunt printre ei și, cum să zic eu, personaje autentice, adică pe una e să fii produs de o casă, adică, înțelegi, nu ești tu, e casa care îți face muzică și te aruncă să te face să fii într-un fel. Și alta e să fii tu în ceea ce faci. Asta deci e, una asta e diferența să ai o armată de oameni lângă tine, care au grijă de tine, de imaginea ta, de felul în care sună, da. Totul, e îmbrăcat, e împachetat totul. Și alta e să te ocupi tu singur de toate. Nu neapărat să te ocupi tu singur, dar să plece de la tine acel ceva. Adică că tot vorbeam cu Cătălin de filmul cu Amy Winehouse. Ea și-a cântat viața, și-a cântat muzica. Asta era, nu dorea neapărat să fie celebră. Și cu toate astea a ajuns foarte cunoscută și a făcut o muzică extraordinară. Faceți muzică de plăcere sau vă doriți să deveniți celebri? Eu cel puțin de plăcere. Și eu la fel cu toții. Bineînțeles că n-avem targetul ăsta al succesului. Ne dorim mai degrabă expunere și să facem în așa fel încât să ajungă la cât mai mulți oameni muzica noastră. Dar nu e targetul nostru celebritatea sau succesul. Cântați mai mult în străinătate sau în România? Încercăm să acoperim amândouă zonele. Inevitabil cântăm mai mult în România, pentru că e bine să te faci cunoscut de acolo de unde ești tu, în primul rând, dar am fost tot timpul deschiși pentru a merge în afară și am avut până acum aproximativ 10 ieșiri în afară, ceea ce e important pentru o trupă alternativă. Gabi, cât de important e online-ul pentru muzica de nișă? Este foarte important, mai ales dacă te pricepi și îți dai seama ce a ajuns să însemne. Pentru că înainte nu era chiar așa, adică oamenii erau mult mai, se exprimau mult mai direct, veneau la concert, acum totul pe undeva e avantaje, dar pe undeva e și dezavantaje, pentru că este o explozie, dintr-o dată, nu știu, parcă nu știam așa că eu personal, că sunt așa multe trupe, că, nu știu, virgulă, cântă așa mulți oameni. Și totodată, dacă nu ai ceva cu care să-i atragi prin felul tău de a fi natural, că nu trebuie să demonstrezi ceva, în fine, nu. Dar tu poți să compari acum, serios, se poate compara un concert live din Piața Constituției sau de la Royal Albert Hall din Londra, da? Se poate compara cu un concert văzut acasă la televizor în HD, e drept, și cu un sistem de sunet performant? Nu se poate compara. Bine, noi nu ne punem concertele pe internet. Facebook-ul și internetul sunt doar mijloace prin care încercăm să atragem lumea, să expunem ce facem noi pentru a chema oamenii acolo și să vadă live treaba. Și în încheiere, vreau să-mi spuneți care este mesajul vostru al celor de la Blue Nipple Boy.
Mesajul nostru e că în muzică e bine să ai mesaj și consistență. Cam asta încercăm noi să facem. Nu știu, o facem de plăcere, dar în același timp încercăm să transmitem mesaje și stări. Despre asta e muzica pentru noi. Okay. De ce să vorbim, mai bine cântăm. Mai exact. Bine cântăm și vă mulțumesc că ați fost în dimineața asta aici cu noi. E marți 13. Să spui și mie ce tasta ai apăsat acolo ca să știu să nu mai apăs. Nu știu, eu am luat așa. Nu mai face, te las. Era un acord, de fapt. Era un acord. Încercai, da, încercai să dai un acord așa. Ce clapă ai încercat să apeși? Nu, te rog. Era la, nu? Da. Da, am folosit tastatura, s-a oprit emisiunea, dar o opresc și eu aici, pentru că vine de 10 ori România peste noi. Ioana Brușten în toată țara de aici, din studioul Bună Dimineața București, pe 98.3 FM și online pe bucureștefm.ro. Răzvan Petre sunt, vă doresc să fiți înțelepți și înțeleși, să aveți grijă de voi și mai ales de ceilalți, să aveți parte de o zi perfectă, plină de zâmbete, cu mult soare, măcar în suflete. Ne reauzim și mâine dimineața la 6.45. Bye! Zilnic de la 7. Te trezești cu muzică în cap. Bună dimineața cu Răzvan Petre.